ziua! Domnule Cazan, vă rog să ne informați despre prezență. Da, mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. La ședința de astăzi sunt prezenți majoritatea membrilor Cabinetului de Ministri. Absentează motivat domnul Năstase, doamna Gavriliță, domnul Popescu și doamna Mincu. Ședința este deliberativă. Vă mulțumesc. Mulțumim. Îi zicem bine venit domnei ministre sau ministru al justiției la alegerea dumneavoastră. Olesea, bine ați venit în echipa noastră. Până să trecem la agenda, vreau să discutăm câteva lucruri. În primul rând, vreau să rog pe domnul ministru Brânzan să inițieze o procedură de cercetare disciplinară a domnului Ghenadi Sajin, șeful Agenției pentru Supraveghere Tehnică, a fostă inspecție de stat în construcție, chiar dacă la moment el este președinte al raionului Ialoveni, este în continuare și șef titular al Agenției pentru Supraveghere Tehnică. Toată lumea cunoaște abuzurile și încălcările pe care le-a comis acest om în funcția pe care a deținut-o și cred că este cazul să se investigheze, să se cerceteze aceste abuzuri și să veniți cu o decizie potrivită. Notat. Mulțumesc. În continuare vreau să anunț că astăzi colegii noștri din Parlament vor înregistra un proiect de lege prin care se va declara ca fiind informație de acces public orice informație care vizează transmiterea patrimoniului public în proprietate privată, precum și transmiterea în concesiune, administrare fiduciară, transmiterea întreprinderilor de stat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale, alte activități orientate spre diminuarea participării statului la administrarea proprietății publice, precum și a tuturor achizițiilor publice efectuate cu excepția informațiilor din domeniul militar, relațiilor externe, cele care țin de securitatea statului și asigurarea ordinii de drept. Trebuie să vă spun că am descoperit că foarte multe informații care țin de privatizări și tot felul de tranzacții care au implicat proprietatea publică au fost secretizate și respectiv e foarte greu să încercăm să aflăm ce s-a întâmplat acolo. Această informație trebuie să fie accesibilă și nouă, și dumneavoastră, și mai ales publicului larg. De aceea sper că această lege va fi adoptată cât de curând, astfel încât să putem cu toții să vedem ce s-a întâmplat, cum s-au întâmplat privatizările ilegale, cum s-au făcut abuzuri cu proprietatea publică și așa mai departe și să înțelegem cine sunt cei vinovați și să-i sancționăm. Vreau să le amintesc colegilor mei că în termen de 30 de zile de la învestirea Guvernului trebuie să depună declarația de avere și interese la Autoritatea Națională de Integritate. E foarte important. Vă rog să nu uitați de acest termen. Și apropo de Autoritatea Națională de Integritate, am fost surprins să aflu că au fost angajați doar 9 din cei 46 de inspectori și mă întreb cum funcționează această autoritate. Știm că, în conformitate cu rapoartele guvernului precedent, autoritatea trebuia să devină funcțională încă în anul 2017. Am mai aflat că le-au fost reduse salariile. Nu știu dacă a fost inițiativa Ministerului Finanțelor sau care au fost argumentele, dar înțeleg că reducerile de salarii au fost destul de mari, cu aproape 60%. Noi ne dorim inspectori la Autoritatea Națională de Integritate bine plătiți, independenți, buni profesioniști, pentru că au de cercetat și de investigat bunurile la foarte mulți funcționari publici, persoane cu demnitate publică, procurori, judecători și așa mai departe. E și o condiție pentru sprijinul extern pe care îl avem, de aceea această autoritate trebuie să devină funcțională cât de curând posibil. M-am mirat că în cazul ANIS s-au operat reduceri de salarii, iar în cazul unor funcționari, salariile nu doar că nu au fost micșorate, ele au fost păstrate la un nivel extrem de înalt. Și aici vreau să menționez
salariul șefului Centrului de Implementare Reformelor, a domnului Iurie Ciocan, care este de 70.000 de lei pe lună. Și aici avem și descrierea, cum s-a ajuns la așa un salariu. Sunt surprinsă că în continuare există această unitate care trebuia să se ocupe de implementarea reformei administrației publice centrale, iarăși guvernul precedent ne-a povestit de mai multe ori că această reformă s-a finalizat încă din 2017. Întrebarea mea este pentru ce se plătesc salarii de 70.000 de lei în situația în care reforma s-a încheiat. Așteptăm explicații de la cei care sunt angajați în acest centru și, evident, trebuie să luăm măsuri, inclusiv cu sprijinul Cancelariei de Stat și a Ministerului Finanțelor. Am vorbit la ședința precedentă despre serviciile de bază și despre faptul că instituțiile statului sunt păzite, cu ghilimele de rigoare, de structuri dubioase și că e nevoie să schimbăm lucrurile în acest sens. Știu că se lucrează la un proiect de lege. Între timp am descoperit și alte metode de abuz, și anume că toată documentația de achiziții publice care s-a pregătit pentru ca să se contracteze servicii de bază a fost făcută în felul în care să existe doar 3 companii care să poată să întrunească aceste condiții. Deci avem monopol și aici, monopol care trebuie spart de urgență. Cam atât pe subiecte pe care am vrut să le discutăm înainte de a trece la ordinea de zi. Dacă aveți cineva dintre dumneavoastră anunțuri similare? Dacă nu, atunci vă rugăm să aprobăm ordinea de zi. Avem 5 subiecte pentru astăzi și eu aș vrea să sugerez subiectul 3 să lăsăm pentru data viitoare, pentru următoarea ședință, atunci când va fi și doamna ministru al Finanțelor. Cred că este un subiect important pe care nu putem să-l discutăm și să-l aprobăm fără sau în lipsa dumneiei. E un subiect care ține de prelungirea patentei de întreprinzător, e un subiect pe care noi îl sprijinim, dar vrem să avem toate părțile interesate prezente aici. De acord? Atunci, haideți să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru a aproba cele 4 subiecte din ordinea de zi, vă rog să votați. Împotriva, înțeleg că nu sunt. Primul subiect, cu privire la cadre. Primul subiect îl prezint eu. În temeiul articolului 7, litera I, din legea cu privire la guvern, articolului 22, alineatul 1, litera A, și alineatul 3 din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și în conformitate cu punctul 12 din regulamentul privind organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări Sociale, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 937 din 2014, se propune eliberarea doamnei Valentina Buliga din funcția de director general al Casei Naționale de Asigurări Sociale din data de 24 iunie 2019. Până la numirea directorului general al Casei Naționale de Asigurări Sociale, atribuțiile acestuia vor fi executate de doamna Tatiana Popa, vicepreședinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale. Întrebări? Cine este pentru aprobarea acestei decizii? Vă mulțumesc! Următorul subiect îl prezintă domnul Brânzan. În temeiul articolului 7, litera I, din legea cu privire la guvern și al articolului 65, din legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, se propune încetarea raportelor de serviciu ale domnului Vitalie Iurcu în funcție de secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii
în domeniul economic, din data de 24 iunie 2019, în baza cererii de demisie. Vă rog întrebări la raportor. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul subiect, avizul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative. Raportor, doamna Cuneva. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărâre Guvernului privind aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative prezentat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 83 din 20 iunie 2019. Prezentul proiect urmărește ajustarea prevederilor cadrului normativ în partea ce ține excluderea scutirilor de TVA, accize, taxe vamale pentru mărfurile plasate și comercializate în magazinul Duty Free amplasat în zona întreierii pe teritoriul Republicii Moldova, magazinul Duty Free pentru deservirea corpului diplomatic sau magazinul Duty Free aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituționale. Modificările respective au drept scop ajustarea informalizării tratamentului fiscal și vamal aferent mărfurilor introduse și comercializate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în zona de control vamal amplasată la intrare pe teritoriul Republicii Moldova. Proiectul este elaborat în vederea executării angajamentelor Republicii Moldova în anexa 26 la acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, precum și a recomandărilor Curții de Conturi înaintate prin prisma hotărârii numărul 34 din 2016 privind raportul auditului de conformitate asociat auditului de performanță al sistemului facilităților fiscale și vamale prin care se propune eliminarea treptată a facilităților fiscale și vamale acordate în magazinele care urmează activează în regim duty free. Urmarea aprobării proiectului respectiv, cadrul normativ existent va fi îmbunătățit prin stabilirea unor prevederi legale care asigură aplicarea unor reguli de impozitare bazate pe echitabilitatea asupra tuturor agenților economici care introduc și comercializează mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova prin excluderea tratamentului fiscal facilitar pentru agenți economici ce activează în regim duty free, a căror puncte de comercializare sunt amplasate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în zonă de control vamal la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. Întrebări la raportor. Să înțeleg că toată lumea sprijină acest proiect de lege. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul subiect, privind aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, raportor domnul Cazan. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Inițiativa deputaților prevede schimbarea statutului funcțiilor de secretar general al Guvernului, secretar de stat și șef adjunct al Oficiului Teritorial al Cancelarii de Stat din funcții publice în funcții de demnitate publică, precum și instituirea funcției de secretar general al Ministerului, care va substitui funcția de secretar general de stat. Noi am examinat acest proiect de lege și comunicăm susținerea acestuia. Se propune să susținem. În același timp, având în vedere că potrivit articolului 10 alineatul 3 din legea 270 privind la salarizare, persoanele cu funcție de demnitate publică nu vor mai beneficia de partea variabilă a salariilor și spor pentru grad, noi propunem să fie ajustat corespunzător eventual clasa și coeficientul de salarizare, orice se presupune că el va fi cu mult mai mic. Totodată, cu referire la codurile propuse, la propunerea Ministerului Finanțelor, se propun alte coduri variabile, deoarece legea nu prevede folosirea codurilor cu asterisc. La articolul 9 se impune precizarea că reglementările actuale privind salarizarea funcționarilor publici se mențină în vigoare în perioada de tranziție prevăzută în proiect și, în final, avizul propune ca în scopul uniformizării prevederilor existente privind funcțiile de secretar general de stat și de secretar de stat în alte acte normative în raport cu amendamentele propuse,
să facem o recomandare de a opera modificări de rigoare în legea numărul 115 din 2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică, legea 174 din 2014 cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 și legea numărul 180 din 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală. De asemenea, la articolul 4.4 din proiect trebuie de precizat că amendamentul propus se operează la alineatul 2 al articolului 16 din legea 98 din 2012 privind administrația publică centrală de specialitate. Vă rugăm să susțineți prezentul proiect de aviz. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Întrebări? Comentarii? Nu sunt? Cine este pentru susținerea acestui proiect? Mulțumesc. Ultimul punct în agenda cu privire la modificarea anexei numărul 14 la hotărârea Guvernului numărul 102 din 2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică și tehnică. Raportor domnul Brăzan. Stimate domnul prim-ministru, stimați membrii Guvernului, propun atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre de guvern privind modificarea anexei numărul 14 la hotărârea Guvernului numărul 102 din 2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică. Proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei numărul 14 la hotărârea Guvernului numărul 102 din 2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică și tehnică a fost elaborată în contextul investirii noului guvern în scopul menținerii și dezvoltării relațiilor Moldo-Rusie pentru colaborare economică. Prin modificarea anexei numărul 14, președintele, vicepreședintele și secretarii și secretarul părții moldovenești a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Rusie pentru colaborare economică se propune schimbarea președintelui și secretarului părții moldovenești a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Rusie pentru colaborare economică după cum urmează. Domnul Șova Vasilii, viceprim-ministru pentru reintegrare, președinte al părții moldovenești a Comisiei, doamna Cerchez Tatiana, consultant principal în secția Regimuri comerciale și relații economice bilaterale, Direcția Cooperare Internațională, Ministerul Economiei și Infrastructurii, secretar al părții moldovenești a Comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule viceprim-ministru, aveți vreo problemă cu această schimbare? Da, уважаемый госпожа премьер-министр, уважаемые коллеги, я постараюсь оправдать сегодняшнее назначение и хочу сказать, что я встретился с госпожой Татьяной Черкес, секретарем, который, надеюсь, сегодня будет назначен. У нас есть полное понимание, что нам делать дальше, поэтому благодарю вас и надеюсь, Министерством экономики мы продолжим дальше совместную работу. Благодарю. Întrebări la raportor? Cine este pentru? Vă mulțumesc. Aici am încheiat discuțiile pe agenda de astăzi, dacă sunt alte subiecte pe care vreți să le discutăm. Dacă îmi permite, doamna prim-ministru, referitor la situația din orășelul Otaci, deci vineri seara, după ședința comisiei care am avut-o noi prin situațiile excepționale, prin ordinul ministerului, am creat un grup de lucru în frunte cu domnul Mihail Lupașcu, prezent aici, dacă sunt careva întrebări, șeful Direcției Urbanism, Construcții și Locuințe, el este președintele grupului de lucru. Sâmbătă la fața locului s-a deplasat un grup de experți pentru a evalua situația. A fost investigată clădirea în cauză și 5 clădiri din vecinătate plus o școală. A fost elaborat un raport, pregătit un raport. Conform raportului, clădirea urmează a fi demolată. Demolatorul urmează să fie determinat și el este, funcția demolării se află în subordinea Ministerului de Interne, cu care noi vom colucra și vom acorda tot suportul necesar. De asemenea, noi trebuie să găsim împreună cu Ministerul de Interne un evaluator pentru a determina cât mai curând posibil suma despăgubirilor necesare de a fi efectuate din fondul de rezervă, fondul de rezervă pentru situații excepționale. Mulțumesc!
Alte subiecte? Dacă nu, vă mulțumesc mult și spor la treabă.